Oreste Teodorescu, vestit antreprenor spiritual, după părerea mea. Bă, Iuda e un trădător, dar nu e un trădător ticălos. Bă, e unul care îl vinde pe 30 de arginți, pe adevăr, adică pe Dumnezeu, dar nu îl vinde degeaba. Îl vinde pe de-o parte ca să se împlinească prorocirea, vorba ta. Băi, dar îl vinde pentru că el mai avea ceva. Cred că România s-a funcționat foarte bine când era cosmopolită, mă. Când evreii erau la locul lor, când țiganii erau la locul lor și cântau și erau veseli, când grecii făceau comerț. Bă, chestia asta de acum cu naționalismul ăsta prea riguros așa, mă sperie puțin, pentru că merge prost. Adică români, doar cu români, prost. Eu am făcut o serie de greșeli fundamentale, dar una dintre ele... Am greșit. Am mâncat mult borhot pentru ei și numele unui ideal care nu s-a întâmplat niciodată. Și ce mișto e la țară? Bă, oamenii știu să moară. Hai să râzi. Frica de moarte mi-a produs o erecție dureroasă chiar. Deci... Eros și... Tanatos. Eros și Tanatos, bravo. Deci... Acolo se expune la mort. M-am mutat la țară, ai zis, nu? Da. Eu m-am întors la țară. Băi, într-un fel și eu m-am întors la țară. Unde te-ai născut? Tata era țăran. Maică-mea mai orășeancă, dar tata țăran și înainte să moară i-am găsit un caiet de memorii. Și din ce zonă era? Bă, tata a fost cineastul, cred că îl și cunoști pe Marin Teodorescu, a făcut film împreună. Da. Dar din ce zonă era ca țăran? Domnești. Domnești. Era țăran de lângă București, de aici. Domnești, pe aici, Ciocănești, Domnești, da. Și înainte să moară, m-a rugat să-i fac curățenie prin caiete. Din ce am mars acolo, am găsit un caietel cu câteva rânduri scrise de tata, fiind foarte bolnav. Și omul spunea, domne, regret foarte mult un singur lucru în viața asta, că am plecat de acolo, de la țară. Și mirajul ăsta, orașul e ca la Pinocchio, știi, că tu spuneai de bâlci. Acum te-am lăsat să te alinzi, dar spiritualitatea adevărată se găsește în bâlci. Pentru că bâlciul e autentic, iar spiritualitatea nu poate fi altceva decât un exercițiu al autenticității și al onestității. Și unde vrei tu să întâlnești oameni mai onești decât la bâlci? Plus că este singurul loc din lume în care când iese la și zice șarpele, anaconda, 16 metri de la cap la coadă și 23 de la coadă la cap. Da. Laudandum, știi că era și... Laudanum. Asta este important. Dar cum, în cât timp? Mie mi-e greu să le explic oamenilor, dar dacă tu faci acum un fel de mărturisire continuă despre ceea ce ți se întâmplă, e foarte bine. Însă ei nu cred, pentru că nu mai au porii deschiși să înțeleagă, amănea Florine, ție ți-e ușor să vorbești. Mă, ție-ți convine? Nu-mi convine nimic. Când am plecat din Timișoara la 18 ani, aveam un tricou și o pereche de bluși de Botoșan pe mine. Nu mi-a dat nimeni vaci, porci, oi, găini, tractor. Băi, uite, știi ce... Înțelegi? De ce să-mi convină să vorbesc? Păi da, dar tu zici să trăiești sănătos, să faci sănătate. Mă, când trăiești acolo și poate mănânci o găină de-a ta și un ou și asta, e greu să le explic oamenilor în termenii tăi ce se redescoperă, ce se trezește, băi, în om. Le putem spune în felul următor, că fiecare a citit măcar o dată povestea lui Pinocchio sau a auzit povestea lui Pinocchio. Să știți că povestea nu e pentru copii. Este despre noi și pentru noi, pentru că fiecare dintre noi suntem Pinocchio. De ce? Am plecat de la un tată grijuliu, simplu, da, care ne-a făcut din lemn. Și stăteam acolo. Ca de lemn, să zice. Stăteam acolo, fără sfori, atenție, eram o păpușică de lemn înainte, în Eden acolo, fără sfori, dar încă n-aveam viață de plin. Păi și vin unii, Motanu și Vulpoiu, da? Păi și ne ispitesc cu ce? Cu mirajul orașului, mă. Cu luminile orașului, cu toată voluptatea asta a viciului. Și noi plecăm de acasă, ca Pinocchio. Pinocchio, fiul rătăcitor din pildele alea din Noul Testament. Asta este pe de o parte amonezit, dar altă justificare pe care am încasat-o și eu de la tata și alți cetățeni care au făcut primii pasuri de la țară la oraș, este acest miraj dublat și de comoditate. Moromeții, vezi, m-am săturat să rânesc, să muncesc pământul, păi, să aștept. Și pentru că acel calendar nu poate fi contestat. Vaca face 9 luni. Ridichia nu iese când vrei. La oraș pare că, știi, găsim la magazin. Asta e mirajul.
Că... Așteptarea oare îl disciplinează pe omul de la țară? Spunea și Coelho, ca să înțelegi că lucrurile sunt aproape, trebuie să pleci foarte departe. Și așa e și cu viața noastră. Ne ispitesc Motanul și Vulpoiu, da? Ne aruncă așa pradă marilor orașe, acești nebuni ai marilor orașe, ce mișto scria Fănuș și despre asta. Și intrăm în bâlciul ăsta rotativ, așa că toate luminile orașului sunt sclipitoare și te amețesc repede. Bă, și o iei puțin razna. Și ai senzația, vorba ta, că totul e mai confortabil, că omul poate să fie peste natură, nu? Că asta e nebunia pe care o trăim acum, domne. Omul trebuie să subjuge natura, domne, să facă din ea ce vrea el. Exact. Și zilele astea trăiesc un coșmar pentru mine, căcatul ăsta cu schimbarea orei, care mi se pare, din punctul meu de vedere, inutilă, ușor stresantă, da, ușor stresantă, da, doar pentru că economia poate să facă un rabat de o oră ca să producă mai multe fărașe pentru unii, ca să devină milionari. Mă, dar știi ce am aflat cu surprindere zilele astea? Deschizând eu și înjurând așa dimineața, că nu știu niciodată, toamna mi se pare mai mișto sau mai dorul, știi? Acum mi se pare mai nasol. Nu numai nepoțelul meu, pur și simplu se trezește cu ori mai târziu. N-am cum să explic la 3 ani de zile chestia asta. Că fermierii... ce vreau să... ce am descoperit? Bă, știi cine a inventat nemernicia asta cu ora de vară? Ieri alaltăieri am aflat. Nu trebuie, că dacă nu știi, nici eu nu știam. Deci mi se pare absolut. Ăla care e pe dolar, George Washington, mai. Deci fii atent, de 300 și ceva de ani, băiatul ăsta, care, mă rog, a avut mai multe viziuni, unele istoricește depășite, dar esențiale la vremea aia, ca să înțelegem întotdeauna un fenomen, trebuie să ne ducem în epoca cutare, da? Să vedem de ce oamenii au gândit așa, au acționat așa și așa. Bă, George Washington e ok, e o persoană care era necesară Americii și el avea nevoie de America. Bă, dar ce legătură? Omul era chitit pe chestia și a zis exact aceeași rațiune. Să economisim mai mult ulei de lampă. Da, și să muncim mai mult puțin. Și să muncim mai mult. Pe asta vrea să spun, că orașul este de fapt o cutie foarte mișto, dar este inventată de... plină de vulpi și de... și de șacali. Șacali. Dar e un ambalaj. Nu, care le spitau pe Gepetos, pe Pinocchio. Motanu și Vulpi. Motani. Mărtani, îi găsim și maestru și Margareta lui Bulgakov, e votan, nu? Tot un motan și acolo. Băi, șmecheria cu orașul este că a fost făcută toată ideea asta, pusă în scenă de niște stăpâni de sclavi. Și iluzia asta noastră că e totul mai confortabil, e mișto, numai că prețul e până la capăt. Adică, bă, ne plătim confortul ăsta în ghilimele până la capăt. Și ne iluzionăm că suntem mai șmecheri decât natura, că putem să ardem etapele din timp, că Dumnezeu, bă, Dumnezeu la oraș nu prea există. Știi, undeva doar cu un calendar pus către este așa. Câte moluri mici, da. Mici dughene, mici non-stopuri. Orășanul a schimbat mersul la biserică duminică cu mersul la mos. Se îmbracă la fel de frumos. Mi s-a părut interesant aserțiunea asta, am văzut-o pe cutare. Așa e, pentru că omul slab, omul fără personalitate, începe. Se duce la sală, ține din... pentru că nu e stăpân pe el ca Socrate, ca Hemingway, ca eu știu cine vrei tu. Și atunci el caută ceva ca să aibă subiecte. Mă duc la sală. Dar ce dietă ții? Dar ce faci? Și, într-adevăr, mersul la biserică, care era sacru la țară, da? Acum a devenit... Am fost la biserică, mă duc sâmbătă, e un anunț. Nu era forma, știi, că mersul la țară la biserică era important, țăranii nu știau să citească. Și asta era bine. Și se duceau la biserică să afle ce vrea Dumnezeu de la ei, dar preotul de la țară nu îi îmbrobodea. Preotul de la țară nu era cu puterea. Biserica de la țară nu era biserica de stat. De asta orășenii era astăzi... era biserica lui Dumnezeu și atât. Orășenii astăzi simt nevoia, se duc pe aici, pe acolo, pe în cartiere, că e mai aproape, că e mai comod, că plouă, că e frică, e nu știu ce. Dar am văzut diferența la anumiți cetățeni care simt că acolo, undeva, unde e fratele meu, Dragoș Păslaru, înțeleg? Adică simt unde este într-adevăr harul. Și atunci zice, mă duc 200, 300, 400, cum da, uite, a fost, vezi, cu Boca și așa mai departe. GPS-ul ăsta de har, că noi toți avem un GPS să identificăm harul, dar ăla se activează doar în simplitate. Dacă noi rămânem complicați, vezi, are un teolog, Husanus, un băiat foarte deștept, protestant.
dar care spune o chestie foarte mișto. Spune, domnule, noi nu o să-L înțelegem niciodată pe Dumnezeu. De ce? Pentru că El este foarte simplu. Și nouă ne place să ne complicăm foarte mult. Și atunci, în complicăciunea asta noastră, nu-L mai găsim pe Dumnezeu. Și atunci, uite, când se activează GPS-ul de har, se activează când te reîntorci, bă, la o bârșie, că noi dacă suntem țărână, și asta suntem până la urmă, acum îmbătrânim și noi și mai simțim cum curge pământul din buzunare, știi? Eu mai simt, ușor, ușor, bă, s-a perforat un buzunar aici la sacou, bă, și las o dâră de pământ ca Hansel și Gretel în urmă, știi? Și atunci, dacă suntem din pământ, bă, nu suntem din asfalt. Dacă ne trezea cocoșul dimineața, bă, parcă era mai melodios decât alarma aia care ne cheamă unde, bă, la muncă. Cocoșul nu te chema la muncă, te chema că te-ai trezit. Nu-ți plima sonerie de la 3, nu știu de ce, bă. Am stat de vorbă cu mulți cocoși, bă, dar de ce nu puteți să începeți de la 6? De ce nu primul poate, semnal e la 3? Băi, pentru că el este viril, mă, e cocoșul. Și chinezul natural, spune, băi, chinezul spune așa, dacă vrei să vezi dacă e sănătos, bă, întâi se trezește cocoșul și la 2 ore te trezești și tu. E adevărat. Și mai târziu se trezește și restul organelor, de-aia e bine să mănânci mai târziu, nu imediat după. Asta înseamnă că Orestea încă este tânăr, că băi, da, filozofia asta la mine deja... Hai, lasă, că te văd. Pun cocoșei, eu pun cocoșei, fac cu sertarul dimineața cu cine, cocoșei. Cine are un cocoș prieten, nu-l blamează. Și tu blamându-l înseamnă că te alinți, înseamnă că ești bine. Nu mai am, am fost odată, acum s-a cam rărit ritmul, da. Anul ăsta cred că am exagerat, un sex tot anul. Băi, dacă trebuie e să-l bun, mai răresc. Dacă e bun, dacă e bun, îl ții minte. Tot an. Uite, bine, vine o poveste acum. Mă, de ce oamenii la oraș se înjură cu voluptate, spunându-i altuia țărane sau ciobane? Și pe mine mă face să trăsar. Bă, dar ce e nasol în chestia asta? Bă. Băi, și se duc să cumpere produse de la sibieni, mă, că par mai bune, se duc pe la Ministerul Agriculturii, se duc pe nu știu unde, pe moluri, că zice produse din Sibiu, produse de la mare. Mă, dar cu câte... Vrei? Băi, țărane! Băi, țărane! Și zic, bă, dar ce e nasol să fii țărane? Vrei să te surprinzi să spun de ce? Și ciobane! Două meserii vrei ancestrale și vitale! Știi de unde vine chestia asta? Tot de la Cain și Abel vine. Hai să vedem. Ala i-a zis prietenul lui frate. Cain era urășan, tati. Cain măsura pământul, era organizat, muncea mult, da? Le punea pe toate în foldere așa. Era ca un german. Abel ce era el? Păi era un țăran. Mergea cu oile toată ziua, nu făcea nimic, nu muncea. Dormea la umbră, oarecum, cânta la fluier și seara spunea povești în comunitate acolo, povești mișto la care venea să asculte până și Dumnezeu. Păi și urășanul ăsta de Cain, care ce să vezi, bă, uite, în limba ebraică, Cain înseamnă materie, tate. Abel înseamnă spirit. Și atunci Cain ucigându-l pe Abel, adică materia ucigând spiritul, adică orășanul îl va omorâ pe țăran. Și atunci noi ăștia de avem senzația că a fi țăran este vana sol, suntem cainiți. Pentru că, bă, ăla dacă era țăran, sau ta la fluier... Sau căinați. Stai și căinați. Bă, nu făcea mare lucru, dar la poveștile lui venea să asculte și Dumnezeu. Bă, și noi îl urâm pe ăsta și îl facem pe ăsta țăran, înseamnă că noi suntem fiii altcuiva. Deci noi suntem căinați, ceilalți, a rămas și de la altul ceva, și Abelito. Atunci, bă, uite-te, Iisus, de ce, mă, s-a întovărășit numai cu oameni simpli, cu păstori? Bă, de ce marii sfinți sunt ciobani? Și oarecum păcătoși, așa. Gândește-te la Vameș. La Vameș își trăgea și el. Nu era păcătos. Nu, dar își trăgea o șpagă. Fariseul e păcătos, Saducheul e păcătos, cărturarul e păcătos. Bă, Vameșul e viu. E adevărat, dar îți dai seama că își trăgea ceva deoparte. Da, dar și asuma. Bă, dar și asuma. Necredinciosul? Da, mă, dar dacă e necredincios asumat, nu e mai bine decât un fariseu neasumat. Pe mine m-a surprins un preot odată spunându-mi, având discuții de astea, evident, pe la țară, unde ai și timp și e potrivit locul să stai așa în spatele bisericii pe lângă niște stupe, așa, cimitirul colea și liniștea aia cu funigei în razele de soare. Și zic, uite, aia e la altă, eram, nu știu, 14-15 ani. Și el zicea, greșești, de ce? Eu cred că primul acum sus, acolo lângă el, este Iuda. De ce credeți voi că Iisus îl urăște pe Iuda? Și mi-a explicat o chestie foarte importantă. Fără el nu se putea împlini actul...
Da, e Evanghelia lui Iuda, e interesant, e mult de discutat acolo, nu știm dacă ea e chiar... Nu, dar nu se putea împlini, dar... Nu se putea, evident. Trebuia cineva. Sigur Iisus nu-l urăște pe Iuda, pentru că... Dar e mai vinovat Iuda decât Petru, de exemplu, când îi spune... De trei ori noaptea asta o să mă trădesc? Păi uite, știi ce spun niște teologi? Iuda a făcut o singură greșeală, că s-a sinucis. În rest, biografia lui Iuda face parte din biografia lui Dumnezeu. Uite, tu ești în rolul lui Iisus în filmul lui Marin Teodorescu, da? Și eu sunt Iuda. Și zi chestia aia cu cine va muia sau după mine, da, nu, mă va trăda. Zi aproximativ vorbele alea cu trădarea la masa acea de taină. Da, el spune nu, că... zi așa, ca să joc eu puțin. Zi, cine va muia după mine? Da, unul dintre ăla care mă va pupa, acela mă va trăda. Și ești prost? Scuze-mă, mă duc să fac un pipi. De ce? Deci dacă omul zice în clar, de asta spun că ori era idiot, ori avea căștile pe urechi, dar asculta muzica. Mă, dacă ăla zice, nu ieșeam toți 12 și lăsam singur? Hai să spun ceva. Eu cred că fiecare apostol e un arhetip în care ne putem recunoaște cu toții. Și asta a spus-o foarte mișto Arsenie Boca, știi? Îmi povestește Arsenie Boca că la un moment dat Da Vinci pictând cina aceea de taină, băi, a găsit pe toți și nu-l găsea pe Iuda. 30 de ani a așteptat, bă, să găsească un personaj, să-i pozeze și să-l poată cartografia și pe el acolo cu toate arhetipurile alea de atitudinea lui Iuda, buze subțiri, privirea piezișă, ușor chel așa ca mine. Bă, și-l găsește după 30 de ani. Și-l cheamă și zice, păi frate, te-am așteptat 30 de ani, pot să termin și eu pictura, îmi dau băieții banii, hai gata. Și el spune, maestre, ca să știți că m-ați mai pictat odată. Păi cum? Da, acum 20 de ani. Păi cine erai tu? Iisus. Și atunci e foarte interesant, pentru că fiecare apostol e un arhetip. Bă, Iuda e un trădător, dar nu e un trădător ticălos. Bă, e unul care îl vinde pe 30 de arginți, pe adevăr, adică pe Dumnezeu, dar nu-l vinde degeaba. Îl vinde pe de-o parte ca să se împlinească prorocirea, vorba ta. Băi, dar îl vinde pentru că el mai avea ceva. Era naționalist. Dacă citești cumva mai bine în context Evanghelie, băi, Iuda a suferat o singură chestie. De ce vrea, băi, Iisus ăsta să nu fie regele nostru? Că noi îl așteptăm pe regele nostru. Iuda, iudei, Israelul de astăzi. Mesia lor care este regele lumii. Iisus a zis, băi, nu e regatul ăsta al meu. N-am de-a face cu el. E al vostru. Al meu e pe partea cealaltă, vă aștept acolo. Și atunci Iuda e un arhetip. Până și, deci, nu de e un personaj, de împlinire, e un personaj colectiv. Toată povestea este foarte clară în mintea mea, da? Și al lui Zeffirelli. Deci, șansele, să zicem, ca el să scape, îi se oferă la, până și Pilat îi spune. Zi, mă, se roagă de el. Zi și ieși pe ușa aia. Zi că ești nebun. Zeffirelli a făcut o treabă foarte mișto, pentru că el l-a luat pe Kazantzakis, pe care Biserica Catolică îl urăște și astăzi. Și cred că Kazantzakis, dându-l pe Origen, Origen fiind anatemizat de biserică, Zeffirelli a avut un curaj fantastic când a făcut și povestea asta. Și nu Zeffirelli în primul rând, ci Scorsese. În ultima ispirtire a lui Iisus. Da, puțin mai blamată, l-a încercat să ridice niște acolo probleme. Acolo apare Iuda, da? Da. Iuda ce face? Îl ceartă pe Iisusul acela ispitit de diavol să rămână om. Dar de ce dacă Pilat îi zice, zi-mă că ești nebun, adică regele lor, și pleci pe picioare? Și el zice, tu ai spus-o. Păi scopul ăsta, totul e o poveste despre deci noi. Deci totul era... chitit. Planul era ca să devenim... Uite, aici cumva greșește și biserica asta ultra-dogmatică, având senzația, domnule, că Dumnezeu nu-și poate alege în libertatea lui să facă ce vrea și să comunice cu cine vrea, prin cine vrea și de regulă nu pe căile oficiale. Asta e interesant. Să schimbăm ușor astea, dar vă invit să-l căutați pe TikTok, pe Instagram, pe astea și... Hai să încheiem cu țara, ca să spun ceva frumos. Dar nu, vă sfătuiesc ceva. Nu-l căutați când aveți altceva de făcut. 5-6 minute, cât au materiale tale? Nu contează. Nu trebuie să mă caute nimeni. Dacă doriți, am zis. Și dacă nu doriți, tot acolo o să ne întâlnim, că va cu toți. Sper. Șmecheria cu la țară, ca să terminăm cu asta, că e o chestie foarte mișto. Bă, la țară, spre deosebire de oraș. Îți dai seama, mi-a jos acolo, eu în chiloți, la zmoală și la asta. Și eu de la trambuline să am direct. Și Scarauschi zice, maestre, ia pauză că a venit și Oreste. Dă-i la lopată. Da, bă, și o sar direct peste cap în... Da. Treci, Oreste, treci, bă, că prea l-ai prea slăvit pe Dumnezeu. Și ce mișto e la țară? Bă, oamenii știu să moară.
Și vreau să spun o poveste, că știam că vii la tine și dar știi că mi-am dat seama chestia asta? De la 6 ani, am dat de o laviță la intrare. Și am ridicat aia și a venit a bătrână și a zis, lasă-o în pace. Când lipseam de Paște și de asta. Dar ce e acolo? În schilada de zestre. A fost. Am fost când m-am măritat cu tatăl mare. Erau hainele de mormântare. Mă, cum de la 20 de ani să le scoți de Paște și să le... O țărancă de-a mea, de cam de aceeași vârstă, bă, exasperată mi-a povestit următorul lucru. Zice, bă, nu mai pot cu bunica mea. Bă, m-a pus de 2 zile la rând să o fotografiez în sicriu, cu diferite rochi. Bă, și de fiecare dată se ridică și spune, nu-mi place, să arăt prea bătrână. Și se schimbă ușa, de data asta e bucuria vieții ei, este să-și facă fotografii, să vadă cum va arăta. Așa am fost eu. Bă, și asta e foarte mișto. Nu cred, da? Se fac chestiile astea. Bunica mea s-a promovat în sicriu. Păi și de ce să nu se facă, mă? Că nu știam. E foarte mișto. Eu am făcut altceva, mărturisesc acum, în fața dumneavoastră. Aveam o gagică care era antreprenoare de pompe funebre și ca să probez că sunt viu, ne-am ascuns într-un coșciuc. Și nu încăpea capacul, înțeleg, nu, unde vrei să ajungi. Ai să râzi, frica de moarte mi-a produs o erecție dureroasă chiar. Deci, Eros și? Tanatos. Eros și Tanatos, bravo. Deci, acolo... Sex până la moarte. Sex până la moarte. Nu, dar acolo am descoperit pe pielea mea ce înseamnă un mare concept. Are perfectă dreptate. Eros și Tanatos, frica de moarte... Sipătul de început e... Ăla de sfârșit e mor. Și atunci e amor, iată ce... Ce frumos într-un singur cuvânt în cap și Eros și Tanatos. Asta am scris eu o foaie, dar n-am publicat-o niciodată, că n-am timp. Vorba unui... este o carte esențială pentru mine, Memoria focului al lui Eduardo Galeano, despre cotropirea Americii de Sud. Mă rog, trecem peste nemernicie. A făcut 200 de conquistadori bolnavi de sifilis și de pojar și de aia. Au terminat imperii întregi și lăcomia după aur. Ăștia veneau cu aurul și spunea, vă place, luați-l, că... În fine, nu asta vreau să... Și ăsta era primul copil metis din indigeni și spanioli. Și a venit unul de la Vatican, pe acolo, și de la Vatican, nu știu unde era atunci, 1600-1700, în Franța, pe undeva era papalitatea. La Anvers sau Amiens sau nu mai știu. Și zice la foc. Și da, bă, zice, dar știi toate povestea. Știu, omul știa maiașă, incașă, toltecă, olmecă, le știa pe toate. Era însă deja călugăr latină, o stăpânea perfect, spaniola, portugheza și ăsta care era venit de la București, ca să zic așa, știi, în delegație de la Lisabona, s-a mai schimbat așa, sau Madrid, zice, bă, dar ești mai cult ca o mulțime de prelați pe care îi cunosc. Da, se poate, dar nu mă preocup asta. Și ce faci? Uite așa, când colo, nu știu ce. Dar de ce nu scrii toată istoria asta? Tu îți dai seama că ești primul viu care a trăit de la Măsa și Taso toată povestea acolo. Și a zis, dacă aș scrie, dacă m-aș apuca de scris, nu mai am timp să povestesc prietenilor. Și asta mi-aduce aminte de un alt, o carte celebră a lui Liosa, Povestașul, care e o combinație genială între poștaș și luntraș. Pe Amazon, știți, pe perioada triburilor canibali și nu știu ce, nu se tolerau între ei, dar se și mâncau chiar, da? Dar mai răpeau câte o fată, mai știți, și atunci îi mânca curiozitatea. Și tolerau, dacă ați citit romanul Povestașul, tolerau un singur cetățean, care mergea cu lotca dintr-un sat în altul pe malurile Amazonului și întrebau, ce mai face Oreste al meu? Nepotul lui Abel. Cuvinte vii, cuvinte moarte. Ce mai face? Ce mai știi? Și ăsta ducea vestea de colo-colo. Și am văzut și un film zilele trecute pe Netflix cu Tom Hanks, care avea un ziar. Ți-mi minte să-l cauți? Hard Times sau nu știu cum zicea. Deci avea o nepoțică și umbla din sat în sat, western, că avea un ziar pe hârtie și venea, fie s-a mergea cu cana prin mulțime, lua 15 cenți și el zicea, dar interesant este că nu mai citea, că știrile erau de ani de zile, știi? Astăzi, unde suntem aici? În satul cutare din Idaho. Ok, la New York se pare, știi? Fascinația omului pentru povești. Vezi cum e arhetipul? Bă, la Abel, ăla nu citea când se întorcea de la păscut iarba cu oile, nu? Poate că și fuma pe acolo, că era vesel, la Abel era prea... Iarbă peste tot. Și omul povestea. Și atunci aveți cuvintele vii,
La cuvintele vii vine Dumnezeu, că Dumnezeu se sălășluiește când oamenii vorbesc, mă, și povestesc. Nu e în bibliotecă. Și asta intelectualii de oraș. Ei, ai observat, că tu îi cunoști foarte bine. Ai văzut că ei n-au o grimasă de oameni fericiți. Bă, țăranul ăla care e mai deștept decât un intelectual, pentru că are școala vieții trecută prin toate examenele. Bă, a trecut. I-au murit, s-a muncit. Însuși Iisus asta face. Imaginea mea de grădina Ghețimani este asta. El și cu toți povestindu-le. Și din ce în ce mai mult. Deci prin povestire, prin vorbe, puterea cuvântului. Bineînțeles. Dacă Dumnezeu l-a întrupat pe Iisus, adică cuvântul lui Dumnezeu s-a întrupat, bă, cuvântul e în trup. Și atunci când vrem să vorbim, vezi, teologii au senzația că ei vorbesc despre Dumnezeu și este foarte greșit. Eu mi-am dat seama asta la teologie și de asta am fugit mâncând pământul. Am înțeles abia acolo, fiind printre ei, că diavolul e teolog. Bă, n-are nicio legătură cu adevărul. Teologia este moartea adevărului. Pentru că teologii cred că trebuie să vorbim despre Dumnezeu. Pă când, bă, omul simplu, țăranul, vorbește cu Dumnezeu, nu vorbește despre Dumnezeu. Și atunci noi, dacă vorbim, vorbim cu el. Când citim, e slovă moartă acolo. Deci mă duc la o biserică. Eu am făcut armata în 75 cu o promoție întreagă de studenți la teologie, dintre care mai răsăriți sunt antreprenorul Tomisului și celălalt al Galațiului, Casian. Bă, dar mă duc la unul undeva și zic cu tare, cu tare, și aia a venit și aia cu tare, și la un moment dat îl aud, bă, nu intraseră încă, nu veneau oamenii. Părinte, dragoste, futu-i Dumnezeu, deci în altar, futu-i Dumnezei, mă, și s-a luat curentul, Florine, stai puțin, dar... Și au venit babele așa, aprinde-ți lumânările, de așa că, mă, cum adică, fuzuți Dumnezeu, mă, s-a luat curentul. Bănuiesc că i-a luat pe ăștia de la Enel, că și ăștia un alt Dumnezeu. Dar părăsim ușor malul discuției pe subiectul ăsta. Mi-aduc aminte un banc la temă, la Vatican, știi? Ce e, mă? E Moses, care e... Din tată în fiu tot vin la Vatican, e o familie de evrei și dau de la unul la altul, de cât timp? De 300 de ani tot vin din familia Moses și vor să vorbească cu... Poate acum că v-ați înscaunat să scăpăm de el măcar. Un evreu aici... Haideți, vă zic, 300 de ani e scris aici, a venit, bă, uite, generații de Moze s-au venit aici că vor să vorbească cu... dar nu puteți să... E o problemă care ne depășește pe noi și atunci doar suveranul pontif, aduceți-l, mă. Să rămână, părinte, da. N-are rost să pierdem vremea cu de-astea, că știți cu ce mă ocup. N-am treabă nici cu clientul dumneavoastră, așa. Am o problemă. Pe scurt, că trebuie să ies în balcon să salut piața. Da, spune... Recunoașteți? Da, cine acea de taină? Deci, vă ai cunoscut cumva? Da. Deci aici este clientul, omul dumneavoastră de bază, dar ăștia alții, te rog, mă, dumneavoastră puteți face orice, eu am altă problemă. Deci cine acea de taină? Omul principal, eroul principal, ceilalți toți la masă, da. Vă și citez, pâine, vin roșu, cu tare, le vedeți? Sunt pictate? Da. Cine plătește masa? De 2000 de ani lumea s-a ridicat, a plecat, a scris o carte despre el, s-a făcut fie. Mă, dar bunicul a zis, străbunică, bă, cine plătește masa aia cea de taină, cum îi ziceți voi? Da. Bă, asta este una și este frumoasă, pentru că, într-adevăr, ritmul astăzi, deci eu mă cer cu popii ăștia cu care am avut armata, băi frate, unii au dreptate și voi nu înțelegeți chestia asta. Și sigur că Vaticanul începe cu chestiile astea care e mai în mijlocul epocilor pe care le trăim. Nu poți astăzi unui copil nici să impui religia. Când am auzit acum că vor să o bage la bac, mi s-a sculat părul puțin în cap. Lasă-l pe om să descopere povestea asta cum crede el, da? Dar altceva vreau să spun. Dacă tot stă cu telefonul în mână, eu nu știu să fac aplicații și de-astea. Dogmatismul ăsta merge acum 2000 de ani. Mă, fă-mă o aplicație. Jesus, hello, Mary, cea cu vino încoace. Adică, cum să-i explici unui copil, adică să-l atragi, că nu poți să-i explici. Omul trebuie să... Mergem în biserică în grup, mergem la spovedanie, așa. Dar dacă stai la spovedanie și tu singur sub chestia aia și ăsta, deci nu venim câte 100, da? Deși popii ar prefera, știi unii care ar să ne băgăm câte 100 să ia taxa, așa și chestia asta. Nu putem să-L descoperim pe Dumnezeu în grup, niciodată, da?
Și asta e varianta și, sectorului și care cea. Pe Dumnezeu îl descoperi singur. Te duci acolo și uitați-vă la Oreste pe poliție, zici că e Lizuca cu patrofle. Nevasta mai în față, da, copilul pe acolo. Nici cu forța nu se poate, știi că... Nu cu forța, am zis. Trebuie să-l descoperi singur. La mântuire cu arcarul nu se merge. Și atunci instituția asta bisericească care l-a răstignit pe Iisus odată, că Ara și Caiafa erau ai templului. Templul e Catedrala Mântuirii Neamului, tot un templu e. Dar e un templu din cărămidă, nu e de oameni vii. Ca să nu mai zic de tot evul mediu și închid tot evul mediu cu forța și... să vă creștinăm, cu... știi? Da. Și atunci, America de Sud, cum e? E o crimă? Instituția când obligă la treaba asta, bă, ne arată, dacă suntem puțin deștepți și noi, că ei nu cred că Dumnezeu e viu. Ei cumva au senzația că dacă ei nu-L predică pe Dumnezeu prin cuvinte moarte și din asta ușor șablonice, așa, clișeice, domne, dispare adevărul. Ceea ce este o blasfemie, asta e marea erezie, este ca tu, un sac de oase, în sutană fiind, să crezi că dacă tu nu ești, dispare adevărul. Îi spune tot Părintele Arsenie Boca o pildă cu cocoșul Jean Leclerc, care el avea senzația că dacă el nu cântă dimineața la 3, cum spui tu, nu răsare soarele. Păi și odată după ce a petrecut cu o găină mai mult și a băut puțin, cu grăunțe de-alea băgate în alcool, da? Păi nu s-a trezit. S-a trezit la 11. Și ce să vezi, mă, soarele răsărise. Și atunci noi avem senzația că dacă nu îi băgăm cu lingurița prin religie adevărul, dispare adevărul, păi adevărul e viu. Cu noi sau noi fără suntem noi, morți. El e acolo, da. Și atunci vedem că și instituția, din păcate, se pregătește de un faliment. Instituția asta care a confiscat adevărul, l-a sechestrat timp de 2000 de ani și cine mai dădea vărul la o parte, fie răstignit, fie ars părug, fie batjocorit, fie nenorocit, bă, și-a atins limita de competență. Și atunci băieții, ăștia mulți în sutană, funcționarii bisericești, da, simt cumva așa că nu mai merge, bă, nu mai merge la pangar. Nu mai merge la pangar. Un Gala Galaction, un Gârbiceanu, un Ion Creangă. Eu mai sunt curând, un răspopit, mă asemui lui Argheze și, da, lui Argheze și Ion Creangă, care au fost în fenomen 10-12 ani și după aia mie nu mi se pare mai potrivit decât Ion Creangă să ne spună despre cum e in the house și pe urmă să ieși și să scrie toate minunățile alea absolut geniale ca și Tudor Arghezi. Dar lumea zice, bă, Oreste, stai mă puțin, bă, mai în jur, acolo. Totuși, tânărul Oreste, când erai în clasa 9-10, nu va avea în cap chestiile astea. Nu. Ce te frământa atunci? Aveai plete, aveai discoteci, tutun atras? Da. Turbincă, tutun este? Este. Vodka este? Este. Eu am avut o șansă fabuloasă dată de-ai mei, pentru că divorțați fiind, fiecare a încercat să compenseze lăsându-mă liber. Când mă duceam la tata eram foarte liber, când mă duceam la maică eram și mai liber. Și asta mie îmi convenea foarte mult. Și atunci, în libertatea asta, eu am intrat în Academia asta numită Școala Vieții, după la 7 ani. M-am întovărășit cu niște derbedei mai mari, am trecut prin toate nebuniile pământului, fumam de pe jos, chiștoace de pe jos, zona Rahova. Zona Rahova, predestinată... Da, o zonă de... o elită începe intelectuală. Începe frumos și se termină după gratis, da. Băi, foarte mișto. Pe la Deanul Mitropolit... Începe de la Patriarhie, ca să zic așa. Pe acolo începea, dar eu eram la începutul Rahovei, chiar pe la Deanul Patriarhie acolo. Furam flori, le vindeam în piață, aveam prieteni țigani de la care am învățat foarte multe, foarte multe, adică niște băieți foarte mișto. Au o viteză în plus. Îi vezi cum cântă, îi vezi cum vorbesc, îi vezi că deși n-au școală, sunt mai deștepți ca noi ăștia cu școală, au o viteză în plus. De ce? Pentru că au călătorit mult. Și atunci nomadismul ăsta deci te face deștept. Apropo de iute de mână, mergeam, bineînțeles, când eram mai pieton așa, și cu tramvaiul și când zice, bă, sunt prieten bun cu unul, nu îi dau numele, că și el e foarte cunoscut astăzi, în branșa lui, bă, mi s-a părut genial, aș face un film odată. Mergeam cu... Era Ion Stratan, bă, sărac, Dumnezeu să-l odinească, prieten poet Stratan, Traian Tecoșelui, Florin Iaru și Mircea Gărtărescu, care e un poet extraordinar, dar a dat-o pe prost. Bă, și Nino Stratan venea la universitate cu 89, era un troleibuz 89. Am mers eu. Bă, și era la un dat o înghesuială teribilă. Eu stăteam în stație și l-a coborât din stație. Bă, genială mi s-a vrut. Ce faci, meni? Bă, era să mor ca Eminescu în 89. Și aveam pe unul, fiți atenți așa, mai mic ca mine cu vreo 2-3 ani,
totdeauna când se cobor sau la un moment dat, bă, la un moment dat eram singur într-un autobuz și a urcat acest copil la mine. Și când se cobor, invariabil zicea portofelul, băi, al meu, bă, fii atent, deci se repetă, o să fiu foarte atent, dar de, dacă tot mi-l ciordești, de ce mi-l dai înapoi? Că nu ești atent. L-ai cunoscut pe Emil Loteanu. Da. Eu l-am avut profesor, a invitat la facultate, la dramaturgie, l-a invitat Dere Popescu. Bă, să mă sui într-o alevăz, iartă-mă să termin pe ăsta și să fiu atent. Și el să zică, ca Iosefini, uite așa. Emil Loteanu a făcut filmul Șatra, printre multe alte filme mișto ale lui. Și omul ne-a învățat în facultate să scoatem sacoul de pe individ cu el, de pe el, fără să-l simt. Învățat și la rândul lui Loteanu de un băiat din Șatra. Păi bravo, un amator bravo. Devenit profesionist. Bă, da, e fascinant. Uite, noi avem un mare noroc. Și cred că România s-a funcționat foarte bine când era cosmopolită, mă. Când evrei erau la locul lor, când țiganii erau la locul lor și cântau și erau veseli, când grecii făceau comerț. Bă, chestia asta de acum cu naționalismul ăsta prea riguros așa, mă sperie puțin. Pentru că merge prost. Adică români doar cu români, prost. Români într-un evantai mai mare, cu italien, cu ruten, cu lipovent, ăsta la Timișoara. Acum este Oreste antreprenorul spiritual. Zim, liceu, golan, țigări, tutun... Da. Gagici. Gagici. Da, timid. Timid, că erau vremurile alea de, mai de cumințenie. Liceul l-ai terminat cumva? În 92 l-am terminat. Greu, dar l-am terminat. Cred că penultimul din generația mea. Ai zis cuvântul facultate? Am făcut și o facultate, dar regie de film. A fost la Mircea Drăgan. Student, ca să spun așa. Cunosc. Dumnezeu să-l odihnească și pe Mircea, da. Rectorul. Nicolae Corjos, asistent. Bă, dar mișto pentru că l-am avut pe Dere Popescu, profesor de dramaturgie și mie mi-a fost suficient. Nu era Mitică Carabăț? Era și domnul Carabăț, dar nu la mine. A, la scenariu, am înțeles. În schimb, am încercat să citesc, aș vrea să le recitesc acum, că și domnul Carabăț, nu știu dacă n-am înțeles niciodată. Ai făcut vreo peliculă? Nu, am jucat în niște pelicule, bă, eu n-am îndrăznit, adică... N-ai făcut 3 minute de film? Mai 3 minute de film am făcut la facultate. Hai mă, să nu, dar n-am îndrăznit. Și nu l-ai pe undeva? Bă, erau pe niște pelicule Orvo, cred că s-au expirat de mult alea. Erau expirate când filmam pe ele, îți dai seama. Le reactivăm, le ducem la un serviciu special. Sunt sub-expuse, ca să le ducem la colegii de bă, la au niște prostii. Nu. Alea. Nu, am făcut meseria asta, dar n-am îndrăznit să o practic și mă felicit pentru că cred că să fac și eu un film prost, să intru în pleiada marilor regizori de filme proaste. Mai bine mă uit la niște filme bune. Mai bine văd niște filme bune. Știi? Ok, deci asta cumva din familie, film, hai mă duc acolo, a făcut. Și ai abandonat-o de când ai dat admitere. Nu ideea. N-am abandonat-o, nu se, adică nu ne îndrăznim să intru în film, tai că mă fiind cinea și mi-a și zis, bă, n-am să te ajut niciodată, adică să nu vii vreodată la mine să spun vreo pilă, că ne supărăm. Ce asta în ce an era? Păi 93-94, intrase, m-a terminat în 97, deci tata a murit în 98, adică... Și am zis, bă, eu vreau să nu-l dezamăgesc pe taică. Știa că mi-a zis, bă, decât să faci o mizerie în meseria asta, mai bine mă fac ceva. Și asta cum ai descoperit vorbitul, radio, televiziune? Nu, am avut șansa, uite, vezi cum sunt destinele astea. Ca niște trenuri în gar. A venit tatăl lui Mircea Badea la mine și mi-a zis, băi, tate, am auzit... Era la revista Știință și Tehnică sau ceva. Și mi-a zis, bă, nu vrei să facem o revistă împreună? Unde? La sala radio. Ăștia de la radio au zis, bă, hai să externalizăm cumva revista, programul de radio, că nu mai merge, nu se vinde. Și m-au luat pe mine, zice tatăl lui Mircea, să găsim un marketing mai privat așa și să-i dăm ceva, o substanță, am avut-o pe doamna s-o Mariana, directoare adjunctă la Teatru Mic. Știu. Da. Profesor excepțional de limba română, am înțeles, nu? Tu ai lucrat mai bine cu doamna Badea, am lucrat cu tatăl de Mice și pe Mice l-am cunoscut vreo 3 ani mai târziu. Adică eu l-am cunoscut de când cerea bomboane acrișoare și caramele cu lapte, da. Pe primul meu prieten din familia Badea a fost tatăl lui Mircea, un om extraordinar și datoresc foarte multe, pentru că bă, era foarte viu, foarte liber, foarte spontan. L-am cunoscut, da. Și am făcut o gașcă de niște derbedei mai tineri și cu domnul Badea, decan de vârstă acolo, și am încercat o felul de proiecte din astea pseudo-jurnalistice. Am făcut revista Examene împreună, după aia am făcut revista București non-stop, am luat o sumă de țepe de la niște mari antreprenori de presă și să nu le mai spun numele, nu ne-au pătit nici acum. Dar așa am început și după aia l-am cunoscut pe Mircea într-un anumit context la ziua tatălui lui Mircea și de acolo s-a brodit la Tele7. Tele7, așa, da. O cioacă, după care a fost Antena 1 și... Acolo a apărut și Teo în combinație? Nu, sau... Teo era. Eu am venit mai târziu în povestea lor. Ei au plecat repede la Antenă și la Antenă m-au luat și pe mine. Eu eram încă student la regie. Și unde s-a
Cum se cheamă, macazul ăla, când te uiți așa în filme și pleacă pe altă linie. Unde s-a, n-ai mai avut chestia asta cu apariții, cu vorbit, cu public? Eu am simțit tot de mult timp, dar acum am acționat-o. Nu mai vreau să mă duc în astea instituții, știi? Eu am făcut o serie de greșeli fundamentale, dar una dintre ele a fost că, bă, dacă nu fac politică și nu sunt, n-am stomac pentru politică, bă, să susțin niște oameni. Și ca un cretin, în loc să susțin niște idei. Eu am susținut niște oameni. Și lipindu-mă foarte mult și de Iohannis, că domne președinte, că German, am crezut mitul ăsta cu Germanul corect, știi? Uh-huh. Care vine dintr-o altă parte a istoriei, ceva mai civilizată și poate da o valoare mioriții, laie bucă, laie pe aici. Și o tâmpenie, o greșit. După aia l-am susținut pe Rareș, că m-am lipit foarte mult de niște persoane, am mâncat foarte după mult pe Rareș și Bogdan. Mi-am dat mulți ani în viață ca să-l susțin pe Rareș, să ajungă în poziția în care vroia să ajungă și credeam eu că merită să ajungă, fiind absolut convins că, bă, va face ceva. Avea toate datele. Și Iohannis avea toate datele, și Rareș avea toate datele, și probabil mai mulți pe care i-am susținut aveau toate datele. Bă, să facă ceva. Și greșeala asta mea de a-i susține cu, fără barieră. Adică am greșit. Am mâncat mult borhot pentru ei și numele unui ideal care nu s-a întâmplat niciodată. Și m-am făcut o psihanaliză așa onestă la un pahar de vin făcut de mine, mi-am dat seama că am greșit. Faci vin? Mai fac, da. Dar iese prost. Vișinata iese mai bine, dar vinul iese prost. Și am vrut să mă pedepsesc în sensul să mă îngrop de viu, că dacă am mâncat cacao prea mult, mi-a fost rușine să mai ies în public. Și asta 2 ani de zile la cutie. Dar, de fapt, ce înseamnă pentru tine? Că eu sunt la nivelul, la alt nivel, nu știu la ce nivel ești, dar eu zic, sunt la alt nivel, nu deasupra sau de desubt, ci diferit, ca diferit. Dar tu n-ai susținut oamenii, te-am urmărit. Tu ai fost mult mai inteligent decât mine. Tu ai susținut niște principii, niște idei, te-ai cochetat și tu cu politica, ai văzut că nu merge, te-ai retrat. Am vrut să spun de la viața la țară acum. Sunt la alt nivel pentru că... Ai animale. Eu vreau să... Da, să... Tu faci treaba. Așa. Tu cât ești acum acolo? Noaptea vin București sau dormi acolo? De 6 ani de zile stau acolo, nu mai vin în București. Și copilul unde face școală? Păi copilul meu are 27 de ani, nepotul meu are 5 ani. Ah, la mic prin pădure e nepot. E nepot, da, sunt bunic. Fii mea e Edita, mai femeia, mă face 30 de ani aproape. Mamă. Când eu o să fac 50, ea va face 30 de ani. Acolo pui capul pe pernă. Acolo te trezești, acolo pe ceafuri, le pui la soare. Da. Bine, mă, acum să nu-și imagineze lumea. Cât de cât, adică dacă tot, trăiești acolo, bă, da, câtva, nu te duci la Lidl să-ți iei... Mă duc, dar la Brănești. Adică e mai... Dar ce chibi? Vorba lui străbunicul, că pleca la Pitești, că avea și el niște treburi, mă zice, ce fă, nu găsesc aci chibrită și fitil de la împătrez, mă duc la Pitești. Restul avem cam tot ce ne trebuie aici. Da, avem tot ce ne trebuie, că nu-ți trebuie un mare lucru. Ce trebuie? Nu zic, produci ceva pe acolo, răzoare, sau nu ești cu săpăligă? Legume. Nu, că nu... Nu... N-am, noi cu animalele nu știm combinația, dar cu vișinată, cu vin, cu dulceață și compot ne descurcăm. Vreau să-ți mai spun o glumă, nu le avem cu animale. Știi cum era cu bolă? Du-te mă la tacto și să... Mamă, dar cum e cu bărbatul, cu femeia, cu mama, cu tata, cum am ajuns? Băi, lasă-mă în pace că fac și eu niște clătite, nu mă freca la cap cu păzit. Dar cum se face? Du-te mă la tacto să-ți explice el. Băi, tată, cum se face treaba asta cu mama, cu femeia, cu bărbatul, cu copilul, pe lume? Băi, ia vină la geam. Vezi câinele ăla care o încalecă pe cățeaua aia, dar cam așa e și la oameni. Adică nu e complicat cu animale, decât să le dai o leacă de apă și de mâncare. E adevărat, dar... Dacă ai pășune, am vreo 2 hectare. Da. Paschele singure, iarba. Avem un teren în arendă. M-a întrebat odată o fată, zice, iarba ai? Zic, trebuie să te duc la buftă pentru chestia asta. Dar, am înțeles, n-ai prin sertare nimic. Zic, n-am. Eu te-am observat, tu ești bun, curesc cartofi repede. Am încercat să te imit, nu-mi iese atât de repede. Deci pot să scriu pe Facebook ăla toate drăciile. Bă, dacă am curățat niște cartofi, da, da, și mi-am lipit obrazul de un pește... 1 milion de vizualizări. Bă, incredibil ce le place chestia asta, da, umană. Adică, dar de unde aveți impresia despre mine că umblu cu trăsura de lac și cu pantofi? Da, da, e... Uite, mă, bună vestire. Deci vezi că în om totuși zace ceva...
ca să nu mai zic, zic totdeauna m-a salvat țăranul din noi, să știi. M-a frapat această poveste, știi? Bă, orice am face, pe furatele, pe capota mașinii, pe parcare, bă, de ce totuși oamenii după atâtea milioane de ani aruncă hainele după ei la treaba aia? Sunt în plus. Sunt în plus, dar te întorci acolo. Da. Te întorci la păcătoșii ăia doi primari. Păi, dar noi nu suntem ăia doi. Așa este. Variațiuni pe așa tema este. Celor doi. Vreau să vă cânt melodia care a cunoscut-o și s-a auzit în toată țara asta și peste hotare. Bate ploian zaluzele și se aude pic, pic, pic. Dar gura nevestimele nu se oprește niciun pic. Bag-o paia, scoat-o paia și bărbatul stă chitic. Toată viața, fleanca, fleanca, ajungi mucinic. Însă ploaia se oprește, dar nevasta când pornește îți vorbește, îți zăvrește, nu se oprește niciun pic. Băi, dă-i cu sfatul, cu învățatul și bărbatul stă ghitit. Toată viața, pleanca, pleanca, ajungi mucinic. Căsnicie, căsnicie, firai tu să fii închisă în colivie. Mai mânca, mai oftica, zilele din mine le-ai luat. Păi de ce, domnilor, s-a dus necă vremea aceea, când nu îndrăznea femeia să ridice ochii la bărbat. Azi femeile fumează, cu bărbații se distrează, fiindcă lumea s-a emancipat. Dar Dumnezeu s-o ierte pe bunica, ea nu știa nimic de așa ceva, căci ea se purta cu șorți și cu basma. Și de așa ceva sărmana ea nu mai știa. Dumnezeu s-o ierte pe bunica, ea nu știa nimic de așa ceva, căci ea se purta cu șorți și cu basma. Și de așa ceva sărmana ea nu mai știa. Mai avem niște fetițe ce se numesc școlărițe, numai de vreo 16 ani. Țin codițele pe spate, fac și ele ce se poate, și cu ochii după dolar. Mai avem niște fetițe ce se numesc școlărițe, numai de vreo 16 ani. Țin codițele pe spate, fac și ele ce se poate, și e cu ochii după dolar. Dar Dumnezeu s-o ierte pe bunica, ea nu știa nimic de așa ceva, căci ea se purta cu șorți și cu basma. Și de așa ceva sărmana ea nu mai știa, căci ea se purta cu șorți și cu basma. Și de așa ceva sărmana ea nu mai știa. Special pentru domnul Florin! Să trăiască! Să trăiască toată lumea, dragii mei, dragii mei!